Acțiunile de control s-au desfășurat în stațiunile Mamaia, Eforie Sud, Costinești și Vama Veche, unde cele 13 echipe de inspectori în domeniul relațiilor de muncă au verificat peste 100 de agenți economici cu un număr aproximativ de 2000 de salariați. 14 angajatori au fost depistați că nu aveau încheiate contracte individuale de muncă pentru personalul care lucra în unități, numărul acestora totalizând aproximativ 60 de persoane depistate. Iar pentru un angajator, la care s-au găsit numai puțin de 12 persoane fără forme legale de angajare, s-a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Constanța pentru a stabili dacă acesta se face vinovat de încălcarea prevederilor legale, respectiv articolul 260 din Codul Muncii. În total au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 471.000 de lei.